Cam așa arăta copilăria mea sovietică la Pepeni. Doar că căsuțele astea pentru uscat tun erau mereu pline, aglomerate, frunze de tun cu oameni, copii care lucrau aici. Acum e pustiu. Oamenii sunt plecați psihotari la viață mai bună. Asta pe bună dreptate. Nu le-a plăcut. Hai să o schimbăm. Să facem aici mai bună. Să vrem să revenim sau să rămânem. Cei care încă n-am plecat. Și eu am lucrat la tutun. Am cules de dimineață frunze de tutun. Am stat la înșurat până seara târziu, copil fiind, și n-am nicio nostalgie după vremea aceea. Îmi doresc vremuri mai civilizate și mai puțin toxice și mai puțin nedrepte, cu plată mizerabilă pentru unii care muncesc din greu, salarii enorme pentru unii șmecheri, exploatare de copii și tot așa. Vrem o țară ca afară. Hai să o facem împreună. Haideți să investim în ceva mai temeinic și mai puțin poluant. Că iată ce părea veșnic pe timp sovietic, acum au rămas niște ruine. Și nu folosește nimănui. Natura încearcă să recupereze terenurile ocupate de betoane și de metal. De natură depindem și noi. Nu e așa? Transformatorul ăsta încă mai produce curent. Dar se pare că nu-l mai folosește nimeni. Cățeaua asta probabil are pui de așa nervoasă. Păzește ruina. Ruina, monument al agriculturii intensive de pe timp sovietic. Epoca agache, care o cam apus. Duminică, înaintea alegerilor anticipate de la Chișinău pentru Parlamentul Republicii Moldova. Bine, alegerile nu o să fie numai la Chișinău, o să fie nu doar în Republica Moldova, o să fie și pe hotare în vreo 150 de secții, la ambasade și consulate. Dar e atmosferă liniștită, așa, interesantă, fără filat, fără plahotniuc, fără ghempă. Numai azi nepotul lui ghempă s-a dat la Voronin și la Dodon. Nu știu, facem un marș cum le-i stilul prin centru. Și Dorin Chirtoacă disperat că nu prea mai are rating, că nu treci pragul electoral, s-a apucat să sară la Beregata. Și normal că poliția a intervenit să-i apere pe cei doi socialiști și comuniști, că sunt oameni și ei, nu-i așa? Dar filat cu plahotniuc ziceam că nu particip în campanie, pentru că
unui fugar, dar altul e abia ieșit din închisoare și nu îndrăznește să arate la public ca să nu-i se vadă nula, vorba unui poet de pe plaie. Să nu-i se vadă ratingul jos de tot. Și uite așa, pentru prima dată, alegerile noastre se desfășoară fără oligarhi sau cu oligarhi sub masă, titiți. Și defilează tot felul de cavcaliuși sau Renato, șorul e ascuns și el, e primul pe listă, dar e în căutare. Oricine îl voteze dacă el 2 ani a avut mandat și nu a venit în Parlament și acum candidează din nou. Și se... îi apară semnătura pe documente suspecte, fără prezență fizică. Cine mai are încredere în așa politician? Și Renato a fost primar de Bălți cu participare prin Skype o vreme. Acum e căutat în Rusia, dar o vreme se ascundea în Rusia. Acum ăsta, Cavcaliuc, fost prins în Rusia, sau cel puțin el o stârnit așa bârfă, s-o și dus imediat să protesteze, ghici unde, dacă l-a reținut miliția din Rusia. Poate cine știe și marfă interzis avea la aeroport, sau și comportament inadecvat avea. S-a dus ceracii lui să protesteze la președinție. Da, taman Maia Sandu e vinovată pentru ce face Putin sau miliția lui Putin, dar nu se știe cum s-a purtat și Cavcaliuc în Rusia, deci lăsați-ne cu diversiunile. Cam asta se întâmplă. Piața politică în ajun de alegeri, piața electorală. Dar eu ia că am fost la piață, la PPN dimineață și am defilat cu bicicleta, cu lozinca și cu drapelul care am venit de la Chișinău pe bicicletă mai ieri. Și nu prea mă apropii de oameni pe motiv de pandemie. Unii mai vin, mai întind mâna, dar eu refuz să mă ating de ei. Nu le dau nici fluturaș, nici nimic. Și pe motiv de economie, și pe motiv de ecologie, și pe motiv de pandemie. Prefer să fac campanie din asta, virtuală, pe internet, dezbateri la televizor și la radio, cu colegii și colegele mele din Partidul Verde Ecologist. Și vedem ocazia să alegeți. Pe 11 iulie, între urmașii oligarhilor sau, iată, oligarhul Brega, care stă în copac și culege floare de tei ca să sorbească băuturi sănătoase toamna și iarna și primăvara, când e mai mare nevoie de vitamine. Aveți de ales. Nu puteți spune că nu ne-ați văzut, că n-ați știut de noi. În România, campania tare urât se face, cu doar mafia prezentă la televizor. Televiziunile toate sunt controlate de mafie, dar la noi, chiar dacă sunt controlate de mafie, televiziunile, ele organizează totuși dezbatere, am participat și eu și noi. Și deci ați aflat de existența noastră și de comportamentul nostru. Deci, nu puteți spune că nu știți pe cine să votați. Acum, asumați-vă soarta, viitorul, alegeți și culegeți roadele. Cum așterniți, așa o să dormiți. Cum votați, așa veți fi guvernați.
ne așteaptă o vară fierbinte, formarea guvernului, după aceea sărbătoare în disperare, 30 de ani de independență, unii promit amnistie, grațiere, alții atât așa așteaptă. Și după aceea, toamna, o să culegem roadele primei sute de zile de guvernare nouă. Pregătiți-vă de proteste, că s-ar putea să fiți dezamăgiți și dezamăgite. Sau mai aveți timp săptămâna asta să vă documentați și să votați mai conștient. După aceea poate vă apucați să faceți și voi politică și nu lăsați pe seama altora. Politica o fi o chestie murdară, dar e absolut necesar în democrație. Fără politică nu există bună guvernare și speranță de schimbare spre bine. Fără democrație ai totalitarism, ai stabilizeți, ai Rusia, Belarus, ai Turcia, Erdogan, ai Coreea de Nord, dictatură. Nu cred că vă doriți asta. Cel puțin eu sigur nu-mi doresc asta. Îmi fac bagajele și plec dacă renunțați la democrație. Voi mai găsi eu floare de tei și în altă parte. Îndrăzniți! Suntem în parcul de lângă stadion. Sau ce e ce mai rămas din parc. Asta e râpa care desparte Răzălăi de centru. Și aici e un afluent nou, cu apă aparent curată. Dar care vine de aici, de lângă salcii asta, rămasă din vechi parc. Și care pare să fie stația de epurare de la Pepin, la care sunt conectate câteva instituții. Grădiniță, școală. Nu știu în ce bază, cum funcționează, dar se aud broaștele aproape. În afară de zgomotul ăsta și în afară de ambrozie, alte probleme nu vedem. Mirus aproape nimic, deloc. Oare așa să fie? Stație de pare la Pepin. Recent, tineri voluntari au făcut curat pe malul râulețului Ilegacea, aici în preajma stadionului. Dar vedem că apele au adus noi deșeuri din sat. Că nu cred că s-o băgat cineva ca mine prin bălăriile astea să arunce gunoi. În mod sigur, gunoiul ăsta i-a dus de ape din sat. Sperăm că n-au aruncat tot tinerii cei care au participat la salubrizare, pentru că anume ei au înțeles cât de important e să păstrăm mediul curat. Că de asta depinde și sănătatea noastră. Nu-i așa? Pe asfalt poate oricine pedala și face campanii. Dar prin ciulinii
din valea râului Iligace ai încercat. Și la râu țin din astea și la Nistru. Și ajungi la confluență și trebuie să treci cumva. Ori de o parte, ori de alta. Canioanele patriei.